Bine ați venit la Cupa Key Car. Deja suntem la a cincea ediție. Parcă ieri a fost prima, deja am ajuns la a cincea. Avem 24 de echipe, pescari buni cu experiență. Cred că cele mai bune echipe ale momentului. Avem pescari din Germania, din Slovacia, din Ungaria, echipe din România, de la Carping, de la Energy și alți pescari care au avut rezultate foarte bune pe la noi. Sperăm să fie un concurs reușit. Lacul, între timp, s-a mai îmbunătățit, au mai fost scoase din exemplarele mici, au fost populat cu niște exemplare mai mari de crab, de amur. Sperăm să... Anul trecut s-a luat 2 tone și un pic la acest concurs. Poate anul ăsta va fi mai mult sau tot pe acolo, vom vedea. Timpul se pare că ține cu noi și sperăm să fie bine. Avem premii de la... de la Civadi. Mai multe lucruri. Am să arat aici niște chestii care le distribuie. E un degetar care e foarte bun, e apreciat de pescari. Niște PVA la 5 metri, care mie mi s-a părut foarte bun, este folosit de mine și am avut rezultate cu el. Da, niște stonfo pentru săltat la voiles, la, știu eu, când vrea să-și prelungească pescarul, pune un boilers mai mare, acesta te ajută foarte mult, fără ca să, așa, un nylon care e foarte apreciat de pescari, foarte mulți pescari pescuiește cu acest nylon, are o întindere bună, e fluo, se vede noaptea, e, așa, multe chestii bune, aici este un set de croșete, de toate, tot așa, ceva, un... cu ce ne legăm cârligele, un textil teflonat care e foarte bun, părerea mea, și niște biluțe care îi protectează nodul. Ăsta e ceva care a apărut de anul ăsta, se face cu burghiu o gaură în boiles, se bagă și rămâne acolo, nu mai iese, care minunățile astea care așa. Tot cam așa ceva, niște biluțe. Ia să vedem, niște cârlige, care sunt niște cârlige foarte, foarte bune, le-am folosit și își ține vârful. Și niște opritoare de boilesuri, sunt foarte multe lucruri interesante, cei care vor să treacă pe la această firmă găsesc multe lucruri interesante. Avem aici vreo 39 de cupe, puține concursuri sunt când vezi atâtea cupe. La 24 de echipe, 39 de cupe, zic eu că este destul de multe. Mai mult de jumătate din concurenții vor primi cupe. Din cele 24 de echipe, 13 echipe vor pleca cu cupe acasă, plus ceilalți concurenții vor primi fiecare o diplomă, o medalie, adică fiecare să aibă o amintire. Gigi s-a gândit ca să fie cât mai bine, ca toată lumea să fie mulțumită și sper că până la urmă va fi ceva. În continuare va fi tragere la sorți în jur de ora 9, la ora 12 se va da startul, până vineri 96 de ori, pescuit intens. Vă rugăm să ne urmăriți și veți vedea lucruri interesante.